Am onoarea și plăcerea să-l invit alături de mine pe cel care ne-a stat și ne stă alături cu fiecare ocazie, cu fiecare moment pe care îl organizăm, cu fiecare eveniment. Este vorba despre edilul orașului și mleu Silvaniei, domnul Septimiu Țurcaș. Primul meu mesaj se duce spre domnul Vasile, supraviețuitor al Holocaustului, și probabil că fiecare dintre cei prezenți aici își pune o întrebare: oare cum a reușit un om ca dânsul să treacă prin asemenea încercări și să ajungă la o vârstă de peste 91 de ani? Și răspunsul cred că l-ați dat dumneavoastră prin cuvântul pe care l-ați avut aici la început, care pe mine m-a impresionat cu adevărat, iar mesajul pe care l-ați transmis tinerilor este unul deosebit. Un om ca dumneavoastră, cu un echilibru ca dumneavoastră, a reușit să treacă și să ajungă la această vârstă. Vă mulțumesc și mă aplec cu mult respect în fața dumneavoastră. Apoi mesajul meu se duce spre domnul consilier al primului ministru al Israelului, domnul Berkoviț, care și dacă n-a venit aici țintit să transmită un mesaj, prin mărturia pe care a făcut-o vis-a-vis de lucrurile care s-au întâmplat în familie, în domniei sale, și nu în ultimul rând prin mesajul patriotic pe care l-a transmis și iubirea față de această țară, România, ne face să fim și mai mândri și să fim fericiți că există oameni pe acest pământ care au învățat, s-au născut, au învățat aici, locuiesc în altă parte și se străduiesc ca România să însemne ceva în această lume. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule ministru, excelența voastră, domnule ambasador, domnule consul, domnule consul al Rusiei, domnule atașat militar al Poloniei, onorate fețe bisericești, dragul meu coleg primar de Lăpuș, onorată asistență. Probabil că ne întrebăm dacă este bine ca astăzi aici să fim la acest eveniment. O să mă repet pentru cei de la primărie, că am mai spus odată acest lucru astăzi. Și la această întrebare există două răspunsuri. Primul ar fi acela că nu este bine, pentru faptul că, datorită unei pete negre ale istoriei, s-au întâmplat niște evenimente și astăzi, aici, noi comemorăm cei 75 de ani de la eliberarea de la lagărul de la Auschwitz-Birkenau. Și ar fi fost, cu siguranță, mult mai bine să fim aici și să facem altceva, ca aceste lucruri să nu se fi întâmplat, dar din păcate istoria nu putem să o ștergem. Al doilea răspuns ar fi că da, este foarte bine că suntem aici, pentru că ceea ce s-a întâmplat în istorie a făcut și a creat conexiuni între oameni. Îmi amintesc cu emoție de anul 2005, când eram tânăr primar de atunci, când am făcut deschiderea activităților care urmau să se întâmple și a investițiilor care s-au întâmplat aici. Și în toți acești ani s-a creat o legătură foarte puternică între oameni. Sigur că această legătură a fost menținută de către Alex, în special, care a adunat, nu știu dacă din Africa a adunat oameni, dar cu siguranță din toate continentele, din America, Europa, Asia, Australia, cu siguranță i-a adunat. Nu știu dacă acest lucru s-a întâmplat și cu oameni din Africa, dar a reușit să adune oameni care au pus fiecare câte o cărămidă la ceea ce putem să vedem astăzi aici. Mai mult, relațiile dintre oameni care s-au creat, această conexiune pe care orașul nostru are cu Petah Tikva, un oraș din Israel, un oraș mare și frumos din Israel, relația de înfrățire dintre Colegiul Brenner din Petah Tikva și Colegiul Simeon, adică Liceul Brenner din Petah Tikva și Colegiul Național Simeon Bar Nuțiu
din Șibleu, Silvania, îi face ca tineri din orașul nostru, încă începând, dacă memoria nu mă lasă, din anul 2011, să se întâlnească în fiecare an. Sunt probabil peste 100 de tineri care au vizitat orașul Petativa, s-au împrietenit cu oameni de acolo și aceste prietenii rămân peste ani. Și-au învățat istoria, și-au învățat tradițiile, obiceiurile și-au creat prietenii. Acesta cred că este cel mai important lucru. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor acelora care faceți ceva pentru ca acest lucru, această pată neagră a istoriei să rămână vie în mintea tuturor oamenilor. Și ca să termin cu un mesaj optimist, eu sunt convins că așa ceva nu se va mai întâmpla și temerile pe care cineva poate să le aibă ar trebui să dispară, pentru că trăim într-o lume în care oamenii sunt educați aproape toți. Vă mulțumesc foarte mult, mă bucur în același timp că îl am alături de mine pe colegul și prietenul meu, primarul din Târgu Lăpuș, pe care îl rog să ne adreseze câteva cuvinte, fiind și el dintr-o localitate în care au trăit foarte mulți elei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, excelențelor voastre, doamnelor și domnilor! Sunt onorat să fiu astăzi împreună în acest loc deosebit. Mai cu seamă să privim 75 de ani. E mult, e puțin. E un doliu. Mă bucur că suntem împreună în care ne aducem aminte de acele clipe noroase, clipe de neiertat pentru umanitatea noastră. Oare ce vină au avut că s-au numit evrei ca timp de 7 ani, din 1937 în 44, să fie uciși, să fie exterminați? Oare ce vină au avut atât timp cât în comunitățile noastre mici, cum a fost Târgu Lăpuș, mii de familii evrei au trăit împreună, o comunitate extraordinară împreună cu românii. Drept urmare, avem domnul doctor Bercovici, un medic deosebit, ca urmare a calităților care le-a avut și le-a menținut în orașul nostru, i s-a declarat titlul de cetățean de onoare. Aș dori ca acest lucru să nu se mai întâmple. Vă mulțumesc că suntem împreună și mă plec în fața dumneavoastră pentru că comemorăm acești bravi eroi care au suferit mult și, în același timp, cred că la unison, suntem din potrivă să nu se mai întâmple asemenea lucruri. Mulțumesc mult! Domnilor primari, vă invit să aprindeți cea de-a patra lumânare simbolică în memoria victimelor Holocaustului.